5 de ani de la naționalizarea a aproximativ 90% din industria și industria românească în iunie 1948. Facem acum 65 de ani și trebuie să ne amintim de această zi pentru că este o zi mare, o zi cu adevărat mare. Fabricile au trecut în proprietatea celor ce muncesc, din proprietatea patronilor în proprietatea întregului popor. Și este perfect normal să fie așa, pentru că nu este normal ca niște oameni care nu muncesc efectiv, deci care stau și lustruiesc fotoliile, să aibă milioane și miliarde, iar alții care muncesc să aleagă cu aproape nimic. Nu este normal așa ceva. E o stare de lucru foarte proastă și naționalizarea făcută de Partidul Muncitoresc Român, condus de tovarășul Gheorghe Udej, a corectat această stare de lucru și a făcut bine, deci, practic. A fost ceva extraordinar de bine, ceva extraordinar. Să nu se spune că s-a confiscat, că nu s-a confiscat nimic. S-a făcut ceva normal, s-a intrat în normalitate, practic. Mai trebuie precizat aici că nu orice fel de naționalizare este socialistă. Bineînțeles că este nevoie de naționalizare integrală, deci toate mijloacele de producție, tot ce este mijloc de producție, după care se poate scoate profit, să fie în proprietatea întregului popor. Asta pe de-o parte. Dar nu orice fel de naționalizare are caracter socialist. Dacă o întreprindere de stat plătește salarii de lux directorilor și salarii de mizerie muncitorilor, aia nu este o întreprindere socialistă. Trebuie să fie absolut clar lucrul acesta. Exemple de naționalizări burgheze putem întâlni în Anglia după al doilea război mondial, în Franța, sub Mitterrand, în anii 80, dar aia nu au fost naționalizate adevărat. Naționalizarea adevărată este ce au făcut comuniștii în Rusia, în China, în Europa de Est, inclusiv la noi. Cinste Partidului Muncitoresc Român și tovarășului Gheorghe Udej pentru că a făcut dreptate în acest act al naționalizării.